am găsit la primul like pe exerciții de matematică. Dar ce mă încărtă pe mine când te văd, merge așa tu. Să nu vadă nimeni. Să te vadă nimeni. Când te știe toată lumea. Clasa a întâia. Da? Deci clasa a întâia. Să vedem câteva chestiuni care să le facem. Ia te rog. Azi Mihai și-a făcut temele în 40 de minute. A lucrat suplimentar 30 de minute și a citit 25 de minute. Cât timp a alocat astăzi băiatul pentru studiu? Cât timp a alocat băiatul pentru studiu? Deci, să vedem. Deci, și-a făcut temele în 40 de minute. Deci, 5. 40 de minute. Temele. Suplimentar 30 de minute. Așa, suplimentar. 30 de minute. Și a citit 25 de minute. A citit 25 minute. Cât timp, a alocat? Băiatul. 95. 95 de minute este cum ai făcut, da? 5, da. 12 cu 3, 12 cu 3, 5 cu 4, 95 de minute. 95 minute. Deci, cât înseamnă, hai să vedem, cât înseamnă 95 de minute în ore? 9. Ia să-mi gândești. Câte ore a făcut? Câte ore? O oră, două, trei, trei. Ia vezi. Dai, Lorenzo. Cât a făcut? O oră 30. Doamne, dar să mă întreb. Deci, întrebarea este, câte ore a lucrat? Câte ore a lucrat? 95 plus 60. Da. Deci, știi că o oră, câte minute? 60. 60 minute. 60 minute. Acum, ca să ne dăm seama, da, câte minute au mai rămas din 95. Da. Ce facem? Scădem pe 95 minus 60. Din 95 scădem pe 60. Deci 95 minute. Scădem pe 60 minute. Și cât facem? 5 minus 0. 1000. Așa. 5 facem. Da, 0 minus 5. 3. Și 3. 35 minute. Oră. Și 35 de minute. Deci el a lucrat o oră jumătate. O oră și 35 minute. O oră și jumătate. Ca să fie o jumătate, cele 5 minute le putem transforma în secunde? Un minut câte secunde are? Un minut? 60. 60. Deci un minut. Da, un minut. Egal 60 secunde. Cele 5 minute cât o să fie înseamnă? 65. 60 ori 5, ori cam cât înseamnă 60 ori 5? 60 ori 5. Să scriu eu, da? Deci 60 ori 5. E o socoteală destul de grea, dacă stai să scriu eu. Da? Cum gândești tu? Ce idee ai aici ca să facem împulțirea asta 60 ori 5? 80 plus 120. 80? 120. Adică ai gândit 80 că sunt de 3 ori de 60? Da. Și da, 300. 300 de fapt. Excelent, face 300 de secunde. Yeah. Foarte tare. Deci el a lucrat o oră și jumătate. Este calculat. Da? O oră, 30 de minute și 300 de secunde. O oră, 30 de minute și 300 de secunde
am lucrat băiețel. Am o problemă. Mi-am întâlnit o problemă. Nu cu an. Nu. Poate. Deci, Mario vine de la școală obosit, o zi de treabă la școală acolo și atent fiind el și lucrând, la ora 12 și 30, 12 și 30 minute, adoarme. La 12 și eu vin la școală. Hai, la 13. Hai, la 13. Așa, da, chiar la 13 și obosit, adoarme. Se trezește, se trezește la ora 5. 15 și 45 minute. Se trezește 45 mai aproape 50. Cât a dormit Mario? Cât a dormit? 2 ore. A dormit Mario. Mario. Am profesor, am făcut 13 plus 2 ca să dea 15 și o dă la 30, 15 și am făcut o oră, am făcut 15, 45. Și cât ai dormit? 20 și 100 de ore. Cum 20? 2 ore. Da? 2 ore de la 13 la 15. 2 ore și 15 minute, foarte tare. Deci tu ai văzut de la 13 la ore până la 15 cât ți-ar mai trebui, da. 2 ore și de la 30 la 45, deci diferența de 15 minute. Foarte bine, ai gândit foarte bine. E de parcă ai fi scăzut din 15 5, ai scăzut ora când ai adormit și ai văzut foarte bine. Era mai greu. Mai greu. Ți ți-a venit mai ușor așa, da, să vezi, da? Era mai complicat. Bun. Bun. Să vedem acum. Deci, adorme Mario la o altă oră, a doua zi, adorme la ora 14 și 14, ora 14 și 49 minute. La 14 și 49 de minute. Se trezește la 4.95 la ora 16 3 minute și 47 secunde. Cât a dormit? Stați. Deci o oră și 35 minute. Deci o oră și 31 de minute. Ai adormit la 14.49 de minute. Da. Și te-ai trezit la 16, 3 minute și 47 de secunde. O oră și 31 de minute. O oră? Cum ai gândit de el la o oră? O oră și 30. Nu, o oră și 30. Hai să vedem cam împreună. O oră și 11 minute. De la ora 2. O oră și 11 minute, profesor. Să fac 60 și pun o oră la 14, mai am o oră, care face 60 și de 60. Deci, practic, mai trebuie 11 minute ca să duci la o oră, să compensi la ora. Da. La ora care? 15. Da, 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 la 15. 14 minute. O oră și 14 minute, dar trei minute. O oră și 14 minute, foarte tare. Deci 14 minute ca să faci ora. Da. Și de la 14, de la 15 la 16 înseamnă o oră. Da. Așa. Foarte tare. Da. Și ai mai trebuie să 3 minute. Da, ca le-am adăugat la 11.
am măsurat foarte bine și ai zis 14 minute, da? Și și o oră. O oră, 14 minute și câte secunde? 14:60. Da? Atenție, că te trezi la 47 de secunde. Deci te trezi la ora 16, 3 minute și 47 de secunde. 47? Deci, ai zis bine, cu minutele s-o băti foarte bine. Acum la secunde, ai încât de mai dormit, uite, și încă 47. Deci corect este să fii spus, cum ai zis, o oră, 14 minute, o oră, 14 minute și 47 de secunde. Ai mai dormit și 47 de secunde. Că aici de, ai adormit la 49, ai zis că până la completarea unei ore ai nevoie de 11 minute. Da. Ai gândit foarte bine. Ai ajuns astfel la ora 15 și de acum până la 16 ai o oră. La cele 11 minute ai pus 3 minute și ai zis 14. Corect. Foarte bine gândit. Și o oră și 14 minute și 47 de secunde. Și 47 de secunde. Altă problemă. Mario adorme la ora 13. Chiar știi că la 10 doar, la 28. Seara? Hai să vedem așa. Dario adorme. Mario. Putem cu fir? Cu fir? Da, pentru că învățăm în jumate. Așa. Facem și acea imediat. Deci, încă asta e ultima care facem cu timpul. Ultima. Deci, Mario adorme la ora 22. Adică 10 seara, 22 ora și 31 minute și 17 secunde. Dorme până a doua zi la ora 7. Până la doua zi, la ora 7. Cât a dormit Mario? Dacă faci pasta, ies 9 pe ore. Cât? 9 ore. El o să continui mai ori. Da, a dormit la și 31, n-ai dormit la 22. 9 ore, 31. Asta e să fie atât mici, la chiar e tare. 31 minus 87? 22? Ia să vedem tu, până la ora 0, cât ai dormit tu? Ca să 2 ore. Nu, chiar 2 ore, chiar până la 10 și 31 de minute. 10 jumate, chiar trecut. 10 jumate, 10 jumate, 10 jumate, 10 jumate, 10 jumate. 59 de secunde. M-am trecut la ora 59 și 29 de minute. 39. Ia să tu fii atent. 3 acolo, 3, nu 2. Ia să vezi tu acum, că trebuie să fii tu atent. 8 ore. Vedeți că s-o prins. 8 ore și 29 de minute. A, sfârșit. 29 de minute. Stop, că ești foarte aproape. 29. Dar ai mai trecut din 29, mai scas încă un minut. Care 17 secunde, care mi s-a treaz, nu te-o prins somnul imediat. 28 de minute și câte secunde? 17 au fost când ai adormit, dar de dormit ai fost până la 60. Adică de la 17 până la 60. Așa, 43. Deci ai dormit. Yes, hai. Cât ai dormit? 8 ore. 8 ore și... 28 minute. Aoleu, mai de la 17 și cu 60. Gata. 43.
43 secunde. Foarte tare, foarte tare. Și asta e o problemă foarte importantă, pentru că tu te-ai gândit până la ora 12 și până ai de la 0, de la ora 0 până 7. Am făcut 2 cu 7. Da, deci, până la ora 8. Tu ți-am promis că îți fac altă problemă, facem altă problemă. Deci, Mario pleacă de aici până la Sascul. Nu până la Sascul. Până la Târgu Mureș. Târgu Mare. Târgu Mureș. Și în prima zi merge jumătate din drum. Adică trează în jumătate. Adică taie în jumătate. M-am prins. În a doua zi da? Merge o pătrime din rest. O pătrime din rest. 1 pe 4? Da. Din rest. Din rest. 4 într-una. Adică ce faci, ce se faci cu restul ăsta? Să dau un... Nu, nu, câte? Câte? Un 4, câte? O pătrime. Adică doar un sfert. Așa, dar îmi faci eu un 4. Da, îmi faci eu un 4. Așteptați, vă zici pe azi. Și asta două. Și mergi doar atât. A doua zi, Mario a mers doar atât. No. Și constată că îi mai rămân de parcurs, să zicem, 240 de kilometri. Deci îi rămân de parcurs 240 kilometri. Dacă ești așa, adică clasa 4, clasa 5. Nu e clasa 4, nu e clasa 2. Clasa 10. Clasa 1. Clasa 1. 240, 240. Deci rămân 240. Deci rămân 240, îl despart cu 3. Așa, mă, ca să aflăm o singură bucățică. Deci pe 240 de-a fost când vine. 120 și 20. Păi nu, să fii pățecare. 120 și 120, gata. Nu, nu, să fii 3 pățecare. 3 pățecare. Ia gândește și tu. Egale. Egale, păi este doar egale astea. Păi sunt pățecare, astea și mecheria. În 3 pățecare. Gata, 100, 140. Nu, se care, se care. Fiatem, 100, 140, hai să mai micșorăm din suta asta, ca să îi dăm lui 40. Putem. Îi dăm forță lui 40, cât să luăm? 60. Și 60 nu merge, că fac 180 avea. 80. Ia să vedem, ia să vedem. 80. Corect? Să vedem, nu știu. Ia să vedem, 80. Din trei ori, țar până 80, plus 80, plus 80, cât faci o aia? 160, 240! 240! Deci a fost deșteaptă treaba. Care e distanța ta? Total. Total. De la Bacău? Da, la Bacău până la Târgu Mureș. Care e distanța ta? Dacă Așa, că 320, în total acolo. Cât? Cred că mai avut, am dat 80. Da. Ai pus 80. Da. Da. Și cât a făcut asta? 320. 320, da. Cu 320, 640. Da. Excelent. Da. Excelent. Și văd pe asta toată și... Ei, de ce? Foarte bun, foarte tare. Aia, la pasta care o fac, ți-o dau acum, nu mai faci, să vezi. Mai ai 10 minute. 20. Tare. Deci, pleacă de la... Satul Mare. La Satul Mare. La Cluj. La Cluj. La Cluj. La Cluj. Și, în prima zi, face 50 de kilometri. Nu? În prima zi face... Nu sper. 5 șeptimi din drum. Adică despărțim în 5 linii. Nu, 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 câte? Asta spune-mi câte.
7? În 7? Asta tot la episod de spune în suntem bărții. În 7 și luăm 5 din ele. Asta e șmecherea. În 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și a 7, da? Și a 7 de fiecare. Și noi luăm câte am spus din ele? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Așa. Uite, atât a parcurs el în prima zi. A doua zi parcurge 3 pătrini din rest. 3 pătrini? Din rest. Vă zic la tabă, că nu pătrini. Vino, 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 vino. Vino la tabă. Vino la tabă. Nu se scrie, sunt 3 pătrini. 3 pătrini, înseamnă 3 din 4. Așa. Adică restul ăsta trebuie să-l împărțim în 4. Cum să-l poate în 4? Două. Două, apoi, nu se fac în 4. Pot? Așa. Două. Perfect! Și cât e ea? Câte loc? Uite câte. Trei. Îți spune asta trei. Deci a doua zi face bucata asta. Și rămân 10 km, mă zic, săptămâna ta. 10 km, mă zic. Care-i toată distanța? M-am băgat în capcană, mă. M-ai băgat în capcană? Ai închis o capcană, da? E, care-i toată distanța? Da, să dai răspuns. Corect, da, deci, bun. 140. Bravo! 140 de corect. Eu nu am făcut corect. Bravo, Marcu. Dar nu stai, Davis. Nu. Nu. Eu abia încercam să mă gândesc. Cum ai făcut tu? Stai că 20. Nu făcut. Șase, șapte. Cinci. Cinci, până-i șase. Și asta șapte. Șapte, douăzeci. De 5 ori câte 20, sau de 2 ori câte 5, de 20, mai bine de 10 ori 20, vine cât 100, da. Asta prima zi, asta e prima zi. Eu răspund și cât a fost în prima zi. Da, bravo, dar pune egal și spui 100. Da, pune 100. 140. Câte vei de lume, așa. Așa, deci 100. Pui total 140, păi atunci pui 7. 7 ori 20. Cât 7 bucățele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aici ai avut ideea foarte tare. Că 10 și cu 10 fac 20, ca să ajung la mărimea asta de aici. Mai au prins capcană, da. Mai prins, n-am avut... Băi, dar încă cu asta problemă de prindere. Deci, prima zi merge 3 opti. Din rest. Adică tot. Ia să vedem mai dacă... Așa. În 3 pe 10. 3 pe 10. Deci din restul ăsta trebuie să îl împărțim în 10. Restul ăsta trebuie să îl împărțim în 10 și luăm 3 din el. Cum parte eu restul ăsta în 10?
10. Câte sunt? 2. Cum? 2. Fiecare trebuie să zic, mă, 2. Așa ce arată? Ia pe un și mă arată să vedem ce idee. De aici? Da, eu nu știu. Așa, 2 asta, eu văd 2 la 10, da? 5 ori 2, 10 să fac, da? 10. Și luăm câte din ele? 3. Uite așa. Așa. Până acolo. Până acolo. Deci, a doua zi, astea se face. Și constată că eu mai rămas 140 de kilometri. 140 atât? Rămân. Rest? 140 de kilometri. Nu? Nu, vreau 140. 140 de kilometri. Dar prinde. 140 de kilometri e rămân. 140 de kilometri. 140 de kilometri se lupați câte? 7. Și câte secunde la mine? Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, da, mă. Ei, după cât e un segment mic, dacă nu faci pe 7? 20. 20. Iată, dar cum ați fost? Unul singur e 20. Care e toată distanța? Deci un singur segment este de 20. Care e toată distanța? Toți. Și-și face două de astea, fac 40. 40, 60, 80. Deci munca a desfășurat. Deci, și așa tocmai corect. Asta e, asta e. Asta e formă. Dar e bine? Da, e bine. Da, e bine. Am calculat 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180. 200, 240, 280. Și mai zice 20 și mai zice 20. Da. Poți să munci și o calcă și pe care. Dar puteai să faci așa, dacă asta e din 40, câte sunt de astea toate? Prima dată e 8, nu? 8? Da, prima dată e 8. Da? Și 8 ori 4, 32. Dar nu știi foarte bine. Iată-l că face prin adunare și foarte. Deci este extraordinar, pentru că prin efort maxim a făcut, ai reușit să faci înaintea mea. Eu mă concentram între timp, da? Mă tot gândeam cât să fie și tu ai dat răspunsul rapid. 320. 320, da? Bravo, Marius. Foarte bine. O trebuie din față. Da. Poate cu exact. Dar lăsați 13 minute. Da. Deci ajunge către... Până începe tabla, până nu știu ce. Da, să hai, Marius. Să nu uita de la bijet, să vă abona la Profo Online. La revedere. Și să spună la neamuri. Să spun la neamuri. Da. La revedere.